Ok, bine v-am găsit la următorul episod din această serie. O să dăm asta jos și o să dăm asta jos imediat. Că e super nașpa, ea se simțea embarrassed mai de mult că avea așa ceva. A, da, păi, ok. Uitați să dați și voi un like acestui episod și să stați până la final să vedeți ce întrebări mai pun. De această unică dată o să iau răspunsurile lui Mr. Sandwich, adică ale lui Rareș, și voi face ceea ce a spus el în acest episod. Astăzi este Love Day, de la 6 am până la 2. Trebuie să vedem dacă mai găsim pe Morgan. Deci am găsit-o pe Morgan, asta este. Trebuie să vedem cum face să intre vor. Ăsta, doamne, ăsta nu s-a dus. Putem-o mai repede aici. Și mai și examen. Și asta nici ce nu s-a pregătit. Sau, a terminat? Uite aici. A, nici nu erau prieteni. Haide, Morgan, haide să vedem ce se întâmplă, dacă îți place de noi aici. Așa. Give love the gift. Ia stai, friendly câteva, așa să... Ask about play. Așa să se înțeleagă și mai bine. Îi arată jocul. Unde este hawaianul ăla? Ia uite, ăsta nu mai vine la școală, gata, a zis că nu-i mai trebuie. Da, deci ca să-l trimim pe ăla, o să facem pe ăsta mai prieten cu el și poate vine la noi. Hai să-i trimitem un tezucanel. Give love the gift. Hai să vedem, îi dăm lui asta un cadou de la... Să vedem ce zice. I-a dat fertilizatorul meu de la găini. Super. Adică probabil i-am dat găinați. Super. Și asta a fost mulțumită. De ce îi place? Ia să vedem ce pot să fac. Ask if seems. Să vedem dacă ne băgăm pe aia. Oho, e bine, e bine. Ceea ce voiam cu toții să aflăm. Hai, du-te și tu aici și dă testul. Că și așa nu prea v-ați făcut teme. Nu prea ați făcut bine în săptămâna asta de școală. Asta unde se duce? Bă, da, ăștia nu vor să dea examenele. Sunteți nebuni? Oricum, cred că o să-mi zică că am niște rezultate foarte proaste. Să vedem. La prins directoarea. Era aia la evident de ce nu te duci la test. Nu mai iartă, nu mai iartă. Aole, o să am detenție. Super. Mai sunt și cu barba asta, trebuie neapărat să-l bărbieresc. Ia stați. Du-te mă și bărbierește-te, că nu se uită nici fata aia la tine. Te aprești în detenție, înțeleg că tu ești mai cu glumele mai cu astea, dar asta nu are treabă, el doarme. Doarme, eu sunt și la detenție. Avem festivalul de sport. Aici. Hai să vedem ce se întâmplă. Băi, era cumva asta mai drăguț. Da, nu cred. Hai, dacă tot suntem aici, poate să-l chemăm pe hawaian. Așa, așa. Face sport, face sport. Frumos, frumos, dar hawaianul ăla văd că n-are de gând să vină. Hai să duc undeva pe toți, să vedem. Hai aici la T. Și fiind Love Day, o să le pun la toți să facă câte ceva. Și când ajung acasă, try for baby, la aia mare. Bun, deci suntem aici. Era să zic că asta e mai frumoasă, dar asta e deja adultă. Nu stai că-ți cumpărul pe spate, super. O să-i dau și lor la disabled. Hai să vedem Hawaiian vieții. Friendly. Și voi, tu cu Morgan. Așa, hai să vedem cum se cunoaște asta cu Hawaiian vieții. Da, e Tinda. Ok. Interesele. Ia să vedem câte frumos.
Asta e tot când l-am zis. Ei, ce fac pleacă toți? Uite, asta s-a făcut. Ce face asta? Asta a dormit. Este că mi-e frică că-mi dorești. Nu vrea să vină la prank cu mine. Of. Dar e destul de cute așa la față. Da, nu le vrea, lasă că-l face, nu se vrea. Ask the prompt, că n-a întrebat. Nici asta nu vrea? What? Ia uzi. Ce arrangement fac? Ok, o să avem multe lucruri bună mâine la 7. Bună mă și tu. Ia măcar să facem creative fashion look. Să mai facem un ban dacă tot. Și directoarea asta ce să mai plimbă peste tot. N-are plan jurnalistic de făcut. Și acesta este lucrul creat de mine. Look de var. Vedem să încercăm să-l purtăm și după aia merge acasă, că este deja super supărată. Wet outfit. Ia cum stă destul de bine. A, nu i-am pus cercei. Ce ciudat arată fără cercei. A, ia uite, sunt pantaloni. Fustă pantalon. Drăguț. Hai acasă. Ce vă mai spune secrete toată ziua, fetelor. Asta mai era pentru pe aia, dar e mai frumoasă cealaltă. Asta e cam, eu te arăt prin cine de astea în 2008. Le fac așa, că am zis că să avem acel copilaș, copilaș. Uhu! Uhuhu! Să vedem dacă se prinde, dacă se prinde ceva. A, ție, după ce faci chestia aia, ți-ar de juca pe calculator, nu? Trebuie să iau un calculator de la de streaming, dar nu știu dacă am bani ca să înceapă să facă streaming, că n-am făcut până acum. Las, că ne punem noi la punct și cu asta. Și bineînțeles că acest cocoș se mișcă nonșalant prin cotărie. Ce faci, mă, tu mănânci mâncare stricată, what the fuck? Foarte, cine e asta? Ce vrea de la mine. E cam hot așa dacă stau să mă gândesc. Cântă cocoșul. Oleu! Frumos, frumos. Foarte emoționant. O să dau disable să le crească părul, că l-am lăsat așa și văd că le tot crește. E foarte energetic. Uite, ăsta îmi duce coșul. Frumos. Îmi place. Îmi place despre tine. Nu, ce pute găina aia. Ești nebun? Deci, tăițel, abișor și VPN-el. Dacă alții n-ați zis nimic, luăm ce ai spus. Rareș. Abișor. Tăițel. Gata. Îl avem aici pe pe panel, îl avem aici pe Twitter, care săracul este urdar și pe albișor și nu se vede diacriticul. Uite, aici se vede albilșor, doamne. Hai că am făcut-o de oaie. Am știut și eu să scriu albișor. Gata. Asta trebuie să se ducă înapoi aici ca să nu mai fie împuțit. Gata, s-a dat ora mesi. Nu, tu ia-ți ăsta și vin o să mănânci cu ăsta. Stai aici. S-a pus taxul repede. Așa. Ne-am luat de-astea cu muzică. Hai să-i luăm, că ăsta e ieftin. Și să-i cumpărăm naiba și o chitară. Aoleu, și trebuie să cumpăr și de la de streaming. Și discută cu ăsta ca să-i se umple. Și acum e very confident. Și acum...
îl punem să vorbească cu ăsta și sper să mă accepte să merg la plan cu el, deși nu cred că am timp să fac. Ok, deci pentru acest minunat prom nu o să reușesc prea mult să îi fac poștia. E prea din scurt. Ia uite, aveam fete aici și asta avea părul calm. Yuki. Tin. Și asta era super drăguț. Dacă n-am văzut-o până acum, nu știu. Dacă nu iese cu Morgan, dacă e mai frumoasă Morgan. Asta ar vrea să suferă, văd. Hai că a venit și Morgan. Nu convine la asta, uite. A venit și ăsta. The conversation. Așa. Asta încă are coșuri. Vă las să joacă. Yeah. Eu am dat prima oară să meargă. Deci ăsta nu vrea să meargă acum. Dar atunci n-a vrut. Poate că era confident. Embarrassed, de ce? Haide să vedem ce mai dau. Uite cum stau toți patru aici, ce drăguț. Așa, ne ducem la bal. Primul nostru bal, dacă iese bine sau rău. Ia uite îmbrăcăminte aici. Da, mă, ce vreau. Ăsta nu e fimiu. Așa, hai să vedem. Deci trebuie mai întâi să votăm. Sau de-aia n-ai oameni votez pe mine, what the fuck. Mamă, ce melodie avem aici. Aia mă pute, what the fuck. Ce îmi plăcă minte are și morgă. Ăsta-i tin. Nu, ce hot e. Bă, ăsta-i chiar hot, dar... Dar n-ai... Nu vi se pare? Voi ce ziceți? Încă nu e timpul pierdut, că nu prea am făcut așa. Uite. Să-l facem pe ăsta. Asta a fost... Eu mă uitam la ea și nici n-am văzut cum a fost încoronată. Yeee, și sunt regina balului. Nu contează că avem coșul pe față, tot putem deveni regina, regina balului. Friendly introduction cu ăsta. Și să-mi spuneți dacă vă place mai mult. Mie chiar îmi place. Mi se pare că arată super bine. Dar pare rău, what? Cred că e rău de ce să stau. Dar e struveretul lor. Uite că aici vedem mai mulți adolescenți și de-astea. Asta e tot timp. Zici că e adult ăsta, what? Asta se vede clar că e babă. Ăsta m-a spus, are ceva rău de ce să iei, dar mie îmi place. Nu știu voi ce credeți. Da, pentru băiat rămâne Morgan. Deci spuneți acum, Hawaiianul? Hawaiianul fericit? Sau bad guy de la țară. Adică ăsta. Da, a venit și ăsta îmbrăcat așa ca un țăran, what the fuck. O să mă duc la ea ca să vedem care e mai bogat, lol. Eu în loc să fac ce trebuie pentru petrecerea asta, eu... Măcar n-am dat să... Yes with friends. Gata, cu ăștia. A mea, bineînțeles că este regina. Deci la asta trebuie să dăm o porugă. Nu, de ce voce groasă are. Uite, s-a filtrează cu noi. Filtrează, știu că am zis. Bă, asta ce ne va face? Are you ok? Parcă puteai să faci ceva, nu știu ce să faci. Ce lasă, că e bine. Ce-a făcut Morgan? What the fuck? Ce cum rugă mintea asta, Morgan? Uite asta cât de la chitară. N-a fost chiar așa un total insucces această experiență, doar că regina balului cam miroase. Și vreau să mă întreb în felul următor. Pe ăsta
Sau pe ăsta, parcă mi se pare mult mai frumos ăsta, dacă stau să mă gândesc așa, dacă l-aranjez un pic, e chiar, chiar frumos. Și de asta zic. Iar pentru băiat, dintre Morgan și acea duduiță, și asta e frumoasă și asta vorbea cu una, care avea tot așa părul culoră blond ceva. Ați văzut-o puțin mai devreme. O să mă mai joc eu câteva zile cu ei cât să-i pun un pic la punct. Dar nu o să le măresc, o să-i fac prieteni cu amândoi. Da, deci spuneți pe care vreți pentru băiat. Eu deja o am pe Morgan acolo mai mult ca sigur. Mai mergem acasă un pic, că îmi place să termin cu găinile. Nu prea am făcut mare lucru cu părinții, dar îi aduc să se simtă și mai bine să facă un pic de bani ca să poată să progreseze povestea. În timp ce tinerii sunt plecați, eu stau și mă distrez și dansez. N-am un stres. Îl mai urmărim să vedem ce face. Ia uite ce somn, foi. Cam fericit el așa. Și dacă vă plac episodul de genul, nu uitați să spuneți poate chiar ceva din poveste, ce ați vrea să se întâmple, dacă se poate face în expansiunile astea pe care le am eu. Și aștept comentariile voastre. Așa ca să nu greșim pe aici ceva, o să fac chestia asta, să rămână și ea așa, ca o doamnă. Trebuia să-i dau și disable acolo. O să-i dau eu. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod. Nu uitați să folosiți Sevena cu 2S pe Fortnite dacă vă jucați Fortnite. Și linkul de la Eneba dacă vă cumpărați ceva de acolo. Vă mulțumesc și o zi minunată să aveți. Nu uitați de comentarii deoarece voi veți spune cum evoluează povestea. Pa, pa!